O handbalistă făgărășană a fost selecționată la lotul național de cadete. Munca de la CSM începe să dea roade. Daria Prună selecționată la lotul național de cadete. În perioada 22-28 februarie, la Râmnicu Vâlcea, va avea loc un stagiu de pregătire al lotului național de cadete. Sportive născute în anii 2006 și 2007. CSM Făgăraș va fi reprezentat de Daria Prună, sportivă foarte talentată și remarcată de mulți oameni de handbal din țară și străinătate. La începutul acestei săptămâni am primit din partea Federației Române de Handbal în convocare pentru sportiva Daria Prună la un stagiu de pregătire al lotului național de cadete, care sunt sportive născute în anii 2006 și 2007. Acest stagiu de pregătire va avea loc la Râmnicu Vâlcea în perioada 22-28 februarie. Aici vor participa 22 de sportivi selecționați din toată țara. Personal mă bucur foarte mult pentru că este un copil care muncește foarte mult și merita din plin această convocare. Oficialii Federației Române de Handbal au selecționat 22 de sportive care vor participa la această acțiune.